Hei, salutare! Bine v-am găsit! Eu sunt Shari. M-am cam trezit chiar acum. De fapt, acum 10 minute. E ora 12. Într-adevăr, trebuie să recunosc că nu sunt matinal sub nicio formă. Deci să nu vă așteptați la mine să mă trezesc undeva la 6 dimineața, deși că mi-aș dori, dar deocamdată e iarnă, e frig. Cine ar vrea să se trezească la ora aia? Aici va fi garajul meu. Va fi o mega frumusețe peste tot. Și aici iarbă, această vie va cădea, brăduți, totul va fi super frumos, algard, toată combinația asta va arăta super șmecher și voi filma vloguri aici grase în fiecare zi. O să vedeți voi cum va arăta începând din martie, când se va încălzi afară și voi putea să mă apuc de treabă. Februarie, martie, deși că cred că martie atunci se încălzește. Au venit și colindătorii, cred că i-ați văzut, prietenii mei cu care am crescut și pe care îi cunosc de mici. Ar fi fost frumos să fie toți îmbrăcați în haine tradiționale, chiar ar arăta belea. Îmi pare rău că nu m-am băgat și eu în această horă, să zic așa, cu plugușorul, pentru că m-aș fi dus cu ei cu plugușorul, aș fi făcut caterincă, dar cu siguranță la anul nu mai ratez și mă voi duce cu plugușorul și să vedem, o să vorbesc... Din vară să facem rost de haine tradiționale, așa ar arăta cel mai bine. Și eu o să mă duc cu dreadurile astea, să vedeți cum chiță-i și cum scherlă-i toți câinii vecinilor când mă duc cu plugușorul și intru cu asta și fac ca elicopterul așa să vezi câinii. Ok, eu vă las, o să mă duc până la București, mă duc până la Morarilor, la fabrica de pâine, fac vreo 20 de minute până acolo. Să iau 5-6 pâini, să am până pe 2-3, că nu mai ies de acasă, o să filmez în fiecare zi și o să filmez diseară alt vlog pe care o să-l postez mâine dimineață, de fapt la anul, adică mâine dimineață. Vreau să-mi spuneți dacă ați fost cu plugușorul sau cu sorcova după ce veți merge și câți bani ați făcut, câți parai ați făcut. Ce frumoasă e ziua asta, miroase așa frumos afară, a fum. Au început să facă foc cu vecinii și încă se aud pognitori și cu biciu și cu clopoței, că prietenii mei s-au dus cu plucușorul. E o zi foarte frumoasă. La mulți ani tuturor, pe 2018 acest brăduț trebuie să dispară, la fel ca și brăduțul meu din camera mea. Aici suntem în camera mamei mele, așa că ne vedem tocmai la an. Vă dați seama câți kilometri distanță, peste câteva ore. Vă aștept și pe Instagramul meu, mă cam mănâncă părul, dar să știți că m-am obișnuit foarte bine cu dreadurile astea. Ah, și îmi plac enorm, n-am să le dau niciodată jos. Vă aștept pe Instagramul meu, Shari Vlogger, aveți în descriere linkul și linkurile de la adresele mele de socializare. Nu uitați pe acest canal să atingeți clopoțelul, să vă dezabonați și să vă reabonați din nou în aceea secundă, pentru că YouTube mai uită să vă trimită notificări. Dar în cazul în care ați făcut chestia asta și totuși nu ați primit notificări de la mine, de la canalul acesta, dacă am postat și vedeți acest vlog și bineînțeles nu ați fost anunțați, cel mai simplu e să mă urmăriți pe Instagramul meu, Shari Vlogger, pentru că eu vă voi anunța de fiecare dată când postez, pentru că postez și o poză cu ceea ce postez. Să anunț toți abonații. La mulți ani încă o dată și aștept în comentarii să spuneți dacă ați fost cu sorcova, cu ursul, cu capra. Vă iubesc foarte mult. Pa, pa!